Am ajuns înapoi în aeroport. Joi, la ora 3 aterizam. Duminică, la ora 1, suntem în aeroport, la 2:30 de coldă. Minus 16 grade. E un fric de paralizezi. Avem aici un aeroport foarte mic. Cred că e cel mai mic aeroport din Europa pe care l-am văzut. Strada pe care am stat. Zici că ai dimineața la 5:10. Astăzi este mai frică. Se va face minus 22 de grade. Ce căsuți au și așa, toate la fel, vedeți? Cu trei geamuri. Dragilor, se termină excursia noastră din Finlanda. Și acum să facem un sumar la ce cheltuieli am avut noi și care a fost suma totală a excursiei noastre la Moș Crăciun în Rovaniemi. Excursiile care se fac de la noi din țară, organizat în Rovaniemi, nu sunt niște excursii ieftine. Sunt niște excursii destul de costisitoare. Motiv pentru care am încercat să găsesc o variantă mai în buget. Chiar dacă nu este ieftină excursia în Rovaniemi, am încercat să o duc la costuri cât se poate de reduse. Și atunci noi am plecat din Budapesta cu avionul până în Finlanda, așa cum am arătat în episodele anterioare. Drumul nostru din Sibiu până în Budapesta și înapoi a fost 1100 de kilometri. Benzina ne-a costat undeva 700 de lei. Ne-am cazat în Arad, am plecat seara, ne-am cazat în Arad și dimineața am continuat până în Budapesta, 160 de lei cazarea în Arad. Am plătit vineta de Ungaria 55 de lei, iar parcarea în aeroport a fost 74 de lei pentru cele 3 zile cât am stat. Undeva ca total a fost 980 de lei, hai să spunem 1000 de lei, că mai punem și de o cafea înainte să ajungem în aeroport. Biletele de avion din Budapesta și până în Lappeenranta, în Finlanda, au fost 1000 de lei pentru toți trei cu retur și am avut un bagaj mai mărișor pentru toți trei, în rest fiecare câte un ghiozdan. Mașina închiriată a costat 50 de euro pe zi, deci 3 zile au fost 150 de euro. Și benzina la ei este undeva între 1,8 și 2 euro, funcție de momentul zilei. Și atunci ne-a costat benzina 170 de euro. Am parcurs, dus, întors, acolo în Finlanda, 1500 de kilometri. Spus în lei românești, mașina a fost 750 de lei și benzina acolo a fost 850 de lei. La benzinărie nu există să mergi să plătești la ghișeu ca la noi. Toate benzinările au un fel de automat, unde îți alegi de ce valoare îți bagi benzina, de 10 euro, de 20, de 50. Sunt benzinării unde plătești cu cardul, dar nu poți să pui de mai mult de 50 o singură dată. Cam din astea trebuie când umble prin sat. Așa nu scoate ATV-uri ăștia, scos nou mobile. Noi când ne-am dus, Google-ul ăsta o țără mai tâmpit, Google Maps-ul, ne-a dus pe niște drumuri mai secundare, cu două cifre sunt ok, cu trei cifre acceptabile, cu patru cifre am prins drumuri nedezăpezite, am mers pe zăpadă, pe plină zăpadă, unde nu puteai să mergi cu mai mult de 50-60, oricât de fi vrut. La întoarcere a fost un pic mai boring. Am mers un pic mai mult, cu vreo 50 de kilometri de la Rovaniemi până la aeroport, dar am mers mai pe drumuri europene 65 sau 20 sau chiar autostrăzile, sunt 5 sau un număr numai de o singură cifră. De sfatul meu este să mergeți pe drumuri cu cel mult două cifre dacă ajungeți pe aici, că dacă nu ajungeți prin niște zăpeze, nu știu dacă mai ieșiți. 28 de grade, minus 29, pardon. Pe drum ne-am oprit și am făcut aprovizionarea de la un magazin Lidl. Deci 50 de euro a fost mâncarea de familie din Lidl și am mâncat în fiecare zi prânzul, un prânz în Santa Park și un prânz în Santa Village. Unul a fost 45 de euro și unul 51 de euro. Deci 96 de euro ne-au costat prânzurile acolo. Deci în total, dacă punem cap la cap, undeva de 150 de euro am avut mâncarea de familie pe zilele care am locuit în Rovaniemi. Undeva 750 de lei mâncarea. Și acum ce am cheltuit noi la Rovaniemi, în vizită acolo la Moș Crăciun. Intrarea în Santa Village nu se plătește, deci nu mai e nicio taxă, dar ne-am dat cu Reni.
Busania Curent. O tură pe care am ales-o noi, pentru că sunt mai multe prețuri acolo, am plătit 81 de euro. Asta undeva vine 400 de lei. Intrarea, în schimb, în Santa Park, plătești un bilet, o intrare și ai două zile. Asta au fost 123 de euro. Pentru că 111 au fost de familie și încă 12 euro a fost o mică atenție din partea lui Moș Crăciun pentru cei mici care îl vizitează. Ce am mai cheltuit acolo a fost după ce ne-am dus în Santa Village și l-am vizitat pe Moș Crăciun, ei de acolo să fac niște poze oficiale și tu ai opțiunea să-ți iei listată poza când ești de la ieșire sau să-ți trimită un link unde ai pozele și filmarea. Noi am plătit pe filmarea video care am avut de la Moș Crăciun și două poze 45 de euro, dar au fost online. Deci ne-a dat link-ul și le-am descărcat noi de acolo, urmând să ni le listăm. Deci dacă le sumăm undeva 250 de euro, deci vine cam 1200 de lei și am cheltuit noi acolo. Nu mai pun suveniri și alte chestii, că ți-ai luat o cană sau că ți-ai luat o căciulă, asta fiecare în funcție de ce își dorește sau de cât buget are alocat pe chestia respectivă. Eu am spus că am cheltuit efectiv ca să fim pe acolo. Ca și cazare, în Finlanda ne-am avut două locații. Deci am stat două nopți în Rovaniemi. Din prima ne-am dus la aeroport până acolo și ne-am cazat o noapte. Am petrecut ziua în parc și în village. Am petrecut a doua noapte în Rovaniemi, după care ne-am luat bagajele și la sfârșitul zilei am plecat spre La Perata pentru că era un drum foarte lung și nu reușeam să ne încadrăm într-o singură zi să ajungem la avion. La întoarcere am plecat seara din Rovaniemi la 5 și la ora 11 ne-am cazat undeva intermediar. Ne-am cazat la același preț pe care l-am avut și în Rovaniemi, deci am plătit 140 de euro noaptea pentru două familii, două dormitoare și un living. Și asta a fost 70 de euro de familie, deci 70 de euro ori 3 nopți, 210 euro. Dacă îl mulțim cu 5, undeva 1050 de lei cazarea. Hai, ne mișcăm un pic, ne mișcăm, ne mișcăm. Ne mișcăm un pic. Ne mișcăm! Înviorarea de dimineața. Hai, mai cu tufeu un pic, doamnă. Hai, că v-am zis. Ultima noastră dimineață în Finlanda. Astăzi decolăm spre Budapesta. Și avem două doamne de calitate aici. Îți numai minus 18 grade, deci nu e o problemă. Serios? Da. A, ce iarnă. E fain că nu îngheți aici, că trebuie să rașchetezi. Am avut două nopți în Rovaniemi și a treia undeva într-o localitate intermediară între Rovaniemi și aeroport. Și acum plecăm spre aeroport. Și ne-au mai rămas 3 ore pentru ziua de astăzi, unde și mergem acum la aeroport. Ajungem într-o jumătate de oră. Foarte, foarte, foarte frig. Minus 16 grade sunt acum. Ieri a fost o zi cu sub minus 20 de grade. Am prins minima de minus 31 de grade azi noapte pentru n-am ieșit, dar n-am avut curiozitatea. Minus 30 de grade la ora 9:30. Din mașină, Finlanda arată foarte fain pentru că este doar pădure. Neașteptat, Finlanda nu are niciun munte, nu are nimic. Este un teritoriu plat, plin de lacuri. În momentul sunt toate lacurile sunt înghețate, dar foarte mulți au cabane la lacuri și este cumva o zonă super de agrement aici în Finlanda. Deci aici în Finlanda am parcurs 1550 de kilometri, mai am încă 40 de făcut. Deci 1550 la final, din La Amperanta până în Rovaniemi, pe acolo două zile și înapoi. Deci media este de 73 de km la oră și am un consum de 5,6 litri la sută. Și acum dacă sumăm, au fost 1309 euro. Asta este suma pe care am făcut-o noi toți trei. Ce ai putea să economisești ca să cobori un pic din bugetul ăsta?
Păi ai putea, de exemplu, să renunți la Sania trasă curent, dar este o experiență altă în viață, dar este 81 de euro. După care poți să renunți la pozele care le-ai făcut cu moșul, tu te întâlnești cu moșul, dă mâna cu tine, vorbește, nu este nicio problemă, deci chiar te poți întâlni cu el, dar ca și amintire, mi-am plătit 45 de euro pe chestia respectivă și ar mai fi cele două mese pe care le-am plătit la restaurante. Deci multă lume venea cu sandwich-uri sau își luau niște snack-uri de acasă ca să nu plătești cei 45 de euro. Deci în total ai putea să cobori pozele și cu renii și cu bugeșe undeva 223 de euro. Deci în total, dacă scădea din cei 1300 încă 200 și ceva de euro, ajungi la 1000 și vreo 80 de euro complet, 3 persoane cu avion și cu transport. Nu am luat în calcul drumul, oboseala și condusul. Asta a făcut parte din peisaj. Ora 1 și soarele se duce la culcare. Dragii mei, dacă ați găsit informații utile, dacă v-a plăcut ce v-am prezentat, să ziceți și mie un comentariu și spuneți-mi cum vi s-a părut excursia noastră și dacă vă face ochiul și vouă să mergeți pe baza informațiilor pe care vi le-am oferit. Eu vă urez numai bine, sărbători fericite și Doamne ajută-vă! Să ne auzim sănătoși, numai bine! Ceau, pa!